Bună ziua, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Profona. Iată-ne la stupină și înainte de a vă arăta ceea ce mi-am propus să vă arăt, iată afară sunt 8 grade, da? Vedeți la bord mașinii, mi că ora este 12:53 și 8 grade sunt la bord. Ei, iată o situație inedită. Eu n-am știut asta, poate mă lămuriți voi. Deci este așa, cum să spun, forma asta de brad, tuia sau cum să zic eu, și iată, albinuța o caută foarte tare. Deci la 8 grade ești afară și caută floarea asta. Nu vreau să cred. Deci, dă nectar, vă rog, să mă credeți că nu deja vă caută albinuța. Da? Ia uite. Este spectaculos. Deci 8 grade și ea ești afară. Înseamnă că asta deschide mai târziu. Ce fel de floare o fi asta? Hai, arată-ne tu ce cauți tu aici. Ce caută, da? Uite, și un pipișor și un pic de polen are. Da? Este spectacol. Cei care știu asta, îi rog să pună niște comentarii la filmuleța asta. Că nu mă pricep, cei nu știu, nu știu. Da, este... Nu mai poveste. Dar se aude ca la vară, la salcâm. Mi se râd. Albina, cred că o putem și vedea. Ia să fac eu un zoom așa, să vedeți cum zboară albina. Nu știu dacă se vadă. Da. Este albină, nu ca pe discuții, n-ați și văzut voi acum, dar nu am pus-o pe aia și am băgat-o cu nasul brăduțul ăsta. Tu ea, nu? O să te numind. Sper că s-au deschis chiar zumbitul, chiar camera să înregistreze asta. E un lucru pe care nu l-am știut. Da? Deci întrebarea este, polenare sau nectar? Ce ciugul ia pe lângă, când trece pe lângă mogurul ăsta așa? Și mogurul ăsta, așa cum o vedeți, ați văzut-o, iată, se rotește pe împrejurul ăsta. Trebuie să văd în cartă, să o prind în acțiune, să o merg și mai îndeapă. Să vedem ce face, chiar cu trompa, suge prin marginea cea acolo, linge așa câte un pic. Ia să vedem. Iată că am văzut una care chiar mai plapoare pe aici. Ia. Hai tu, vă arată ce face aici. Ia uite și mai la soare. Ia uitați cât de albine. Ce faceți voi? Ce treabă faceți voi? Deci nu-i polen numai. Trebuie și cu trompa. Ciuculesc ceva. Vedeți asta, că sunt foarte aproape de ea. Așa. Nu. Găsesc ceva. Pe acolo.
probabil că în momentul ăsta de cum se pune vegetația, aș vrea să cred că un fel de mană de asta vegetală. Da? Că nu, altceva, altfel nu se explică. Și numărul ăsta se fie avânt ca un... Ia uite, am spus sus, pe acolo, se văd alte mânțile. Să-l iubesc. Iată, aici. S-au deșuză în dreptul lor. Da, deci este... Cred că e mană vegetală, mai degrabă, aș zice. Mai interesant dacă numai la asta s-au apelat toți. Și la bradul ăsta de aici. Asta văd aici, este ceva. Aici nu văd dar viață. Ar trebui să mute pe o frunze pe alta, așa. Da. Asta este chestiunea care vreau să vă arăt. Și aștept comentariile voastre. Da. La revedere, dragilor. Să mai să vă arăt și încă ceva, poate. Hai să vedem dacă am un pic de treabă, nu? O să mai fac filmulețul, o să gata, altă bucățică. La revedere!